Salut și bine te-am găsit la un nou episod. S-au făcut update la multe chestii cât eu am fost plecat. Ca de exemplu chestia de la început. Acum am o opțiune să o pun la începutul oricărui video și să scriu ce vreau eu. Așa că hai să începem. Astăzi vom face două meciuri, vom juca, de fapt ca de obicei, vom juca cu tankul mic, Panzer 38 nanometric, parcă, sau nu mai știu cum se numea, o să verific, și KV1. Imediat mă uit cum se numea asta. Uite, sunt reduceri, nu mai am gold. Unde ești? Unde ești? Panzer că... Ok, nu contează, ignorați asta. Deci vom juca cu asta și cu asta. Am setările pe medii și texturile Full HD. Haideți să începem. Și am observat că crești foarte greu la început, mai ales în România. Adică, cred că majoritatea abonaților mă cunosc că în realitate ori au venit de la promovarea unui coleg. Da. Dacă aveți sfaturi sau sugestii pentru cum să faci bani mai repede în jocul ăsta, fără nervi și fără mult timp la dispoziție, vă rog, lăsați-mi în comentarii. Că aș vrea în seria asta să prezint noi tankuri în fiecare episod, să comentez, să văd cum reacționează în bătălii și chestii de genul, înțelegeți voi. Noi mergem cu Crusader. Deja am văzut un inamic, dar nu-l prind în țintă, văd că... Pa, opa, nu. M-a văzut. Vine pe partea aia, help. M-a lovit? Hehe. El mi-a luat 100 damage, what? Ce face ăla acolo? Nu știu, în jocul ăsta dacă n-ai 60 de FPS-uri, parcă e ciudat. Pentru că eu filmez la rezoluție foarte mare și telefonul a ieșit la încărcat. Telefonul a ieșit și din update mai înainte și a pus ultima versiune de VPN. Adică de protecția Android-ului sau ceva de genul. Avem aici un Hetzer. Su-85 e tot un tank destroyer. Ce? Pierdem sau ce ne... Doar la ce face acolo? Noi stăm... afirmativ. Hai să mergem să vedem dacă putem să capturăm baza. Trebuie să mergem mult înainte. Dai. Oh, stai așa. Ia uite-l pe ăsta. Ia uite-te la el. Ești nebun. Wow, nu știu cine l-a omorât, dar i-a dat urât rău de tot. Au. Nu. Fițar tank destroyer-ul tău, stai acum. Da, n-a fost o idee bună. Știu că puteam să fac mult mai mult. Da. Hai să vedem ce fac băieții dacă reușesc să câștigă. Să câștige. Sau să mai îmi pierd iar banii.
Bravo. Mai e un heavy tank. Și stați așa că nu mai știu unde apăsai. What? Deci eu am vrut să apăs aici. Deci mai e un... Stai, ce? Ok. Dacă vă întrebați de ce am așa puține frame-uri, am mai spus odată că filmez la rezoluție maximă și telefonul l-am încărcat și se încălzește foarte rău procesorul. Și apropo, procesorul ăsta de la telefon, dacă ar fi mai mic din punct de vedere nanometric, ar fi wow. Dar e prea mare și face prea multă căldură. Da, tot am câștigat. S-a blocat pe 30 de frame-uri și ping 98. Cred că o să încep o serie și cu Asphalt 8. Pot să zic că a fost destul de bine. Adică 2000 de credite, 105, da. 154.000. Aveam aproape 200.000, dar am pierdut într-un hal vreo 10 meciuri la rând. Și n-a fost prea frumos. Deci, o să lipesc. Și am revenit. De data asta o să jucăm cu KV1. Este un tank greu de stați așa. N-am stat să mă informez prea mult despre tankurile astea. Deci, astea sunt staturile. Avem așa, 75 de puncte pe armura din față, pe părți tot 75 și pe spate 70. Pe turetă armură 110, adică e aproape impenetrabilă pentru tankurile de tier 5, 4 sau 6. Greutatea, da, e un pic mai greu decât mă așteptam, 48 de tone. Și e limitat la 34 de km la oră. Bine, pentru 500 de cai putere sau 500 horsepower, cum zic englezii, mă te aștepta mai mult. Standard shell damage, adică cât ar putea să dea pe un glonț normal, 67 și 112 între acestea și penetration, adică când îl nimerești, nu știu cum să vă explic. Imaginați-vă că aveți o foaie în față și un creion. Fix cum intră creionul la drept, la 90 de grade în foaie. Asta înseamnă. Deci dă damage un pic mai mare. Durează ceva până se încarcă muniția, dar e un tank greu, ce te așteptai. Și da, greutatea limită 55 de tone la suspensie. Deci haideți să începem. Nu cred că m-ar ajuta cu nimic asta. Vedeți? Mi-ar da la greutate. De fapt, parcă mă intrigă să... Oh, păi, nu fac nicio treabă pentru că muniția se încarcă foarte greu, așa că haideți să revenim și să începem, că deja ne cam lungim. Sunt șeful echipei, frumos.
Hai, încep și tu mâine, te rog. Oi, marți. Am început, sunt șeful echipei. Alți 85. Oh, harta asta, god damn. Stai, unde se duc băieții? Mamă, se duce să campeze. Pentru că n-am mai jucat de mult joc, o să vreau să văd cum se duce YOLO. Adică o să mă duc YOLO. YOLO. Distrug ziduri și fac tot ce vreau. Cred că o să chem niște ajutoare. Ajutor, băieții. Hai că vine un T-34. T-34 e unul din tancurile pe care puteam să le iau, dar nu l-am luat. Văd că-mi vin ajutoarele. Ăla are nevoie de ajutor, numai că... negativ. Pare rău, leopard. Vom merge să capturăm, dăm capture the base. Cât ei o să vină prin partea cealaltă, noi o să începem să capturăm. Oh shit. Ok, asta nu era în planul meu deloc. Ce? Zero. Penetration. Te rog să nu mai dai. Dacă fac un kill. Serios? Asta mai cere încă un match. De fapt nu. Eu era să fac un kill. Dar n-a fost să fie. Totuși văd că e 5 versus 4. Văd viață full, viață aproape full. Băieții mei joacă mai tactic. Eu stau aici ca nesimțitul și ard în flăcări. Că tank destroyer-ul meu și-a damage. Adversarii au un leopard aproape mort. O echipă cam praf. Echipa lor. Stai. Deci sunt ăștia 3. Și heavy-ul. Unde ești? Asta. Asta face ceva. Vicky-ul ăla a murit. Deci este 4-4. Heavy-ul are viață maximă. L-a văzut-o. Wow, what? Mamă, cât i-a dat, lol. Păi din două hituri îl omoară. Dar noi avem un coechipier mort și unul low HP, adică dintr-un hit e mort. T-34. Uh-oh. Asta nu e bine. Un tank destroyer, Lucas e mort, omorți-l pe Lucas. Omorți-l, bravo. Panzerul. Luați panzerul, băieții. Dă-i. Bravo. Tank destroyerul ăla, aș vrea să dați amândoi în ăla. Și ăsta e un meci câștigat. Bravo, băieții. T1 Heavy a jucat foarte bine, adică n-am reproșuri de la el. Chestia e că am fost lider și n-am omorât nimic. Dar
Puteam să zic că dacă dădeam încă o critică, what? Am murit prea devreme și de aia mi-a luat bani. Dar cam atât a fost și cu acest episod. Cum am zis, peste, nu știu dacă câteva luni, peste o perioadă relativ lungă de timp, s-ar putea să fie o surpriză. Nu neapărat o surpriză, dar ceva care o să-mi schimbe situația canalului radical. Sper să fie. Deci, cum am zis, sper că v-a plăcut. Să-mi spuneți, nu să-mi spuneți, să-mi dați sfaturi cu privire la banii jocului, cum să-i fac mai repede, că ați văzut că pierd prostie. Și noi ne auzim la următorul gameplay. Salut!